Pentru a patra oară, crescătorii de reptile de la Arad se află la Târgu Jiu cu o prezentare de reptile care cuprinde 35 de specii. Expoziția cuprinde și o viperă palestiniană care va fi propusă pentru Cartea Recordurilor. Vipera a ajuns la lungimea record de 2 metri și 10 centimetri față de 1 metru, cât are în mod normal un exemplar al speciei. Avem și o vipere palestiniană care vrem să o trecem în Carte Recordurilor. A depășit orice limită de lungime și, bineînțeles, datorită... Nu, e ceva genetic, nu pot să-mi dau nicio seama, dar vrem să trecem în Cartea Recordurilor. Trebuia să crească, așa să vă spun în general, 1,30 m și are 2,10 m. Primii vizitatori au rămas impresionați de speciile expuse la Târgu Jiu. Pitonul lung de câțiva metri le-a făcut inima cât un purice celor care au trecut prin fața sa. Ce părere aveți? Da, este foarte, foarte frumos și foarte instructiv ce este aici. Vi se pare un exemplar mai deosebit? Nu, am fost impresionat de cel de acolo, cel mare. Cel mai mare exemplar? Da, cel mai mare exemplar, da. Ai mai fost până acum la o expoziție de reptile? Nu. Și cum ți se pare cea de aici? Îmi place. Da, ce exemplar ți-a plăcut ție cel mai mult, care să te sperie așa un pic? Niciun. Expoziția de reptile va sta la Târgu Jiu o lună de zile.